Dumnezeu ne poruncește să fim milostivi. Fiți buni, fiți darnici, ca Dumnezeu milostivul să fie darnic cu voi toți și cu noi toți. Să nu treacă o zi din viața dumneavoastră fără să oferiți o bucată de pâine, un pahar cu apă. N-am timp să vă spun, eu de mic copil am luat viața Sfintei Parascheva. Atât de dragă mi este Sfânta și pe cea mai săracă fetiță o numea sora ei. Până a ajuns la sărăcie familia, adică a dat tot ce a avut mai scump și mai frumos. Și era o copilă. Copila Parascheva dădea tot din căsuța ei, chiar hăinuse după ea. Și era înștiințată deseori de bunul Dumnezeu, Măicuța Domnului, să se ducă că sunt văduvi și sărmani să-i ajute, să le dea de-ale mâncări și hăinuțe. Dar noi ce facem? Haideți, vă rog, citiți viața Sfintei Parascheva, dar nu numai. Dar i-am luat-o ca model pe Sfânta Parascheva. De ce îi spune? Sfântă prea cuvioasă, mult milostivă Parascheva. Deci a fost mult milostivă Parascheva. Este milostivă și îndurată și cu noi, când ne cerem ceva la racla cu Sfinte Moaște. Simțim că Sfânta Parascheva ne-a miluit și ne-a dărit. A noi cu atât mai mult trebuie să fim milostivi. Ea tot timpul spunea, Doamne, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic, că striga la Hristos. Era o copilă curată, curată, credincioasă, evlavioasă. Dar noi, vă spunem ce facem noi? Ați pățit? Când vine un sărac la ușa ta, neștiind în chipul lui Hristos, a săracului, a bătrânului gârbov, se cercetează Hristos. Ia du-te tu acolo în camara aia, în magazia aia, vezi că este o haină ruptă care nu mai e tatăl, cum spune la noi la români, sau nu poate îmbrăca, ia-o și dă-o pe aceea. Ia du-te că este niște mâncare care se strică acolo. E expirat. Dă-o la Hristos. Uite, vechitudinea în Danone Hristos, eu mă minunesc când văd că vin aici oameni cu haine nespălate, cărți rupte, să le dă nipomană la săraci. Ajungem la ziua când Frumbușorul Iisus n-a fost primit să se nască. Fără de hăinuții.